Am o veste foarte tristă, o veste pe care nu mi-aș fi dorit să o prezint în direct, decât peste mulți, mulți ani. Academicianul Dinu C. Giurescu s-a stins din viață și cred că nu trebuie să spunem decât că îmi doresc foarte mult și asta și-ar fi dorit foarte mult, să nu uităm nici unul dintre cuvintele pe care le-a rostit la temele mari ale societății de acum și în același timp făcând mereu trimitere către istorie. Radu Tudor, nu îți ascund că mi-a fost foarte greu să spun asta și că lacrimile sunt în gât. Da, îmi e și mie destul de greu să vorbesc, mai ales că... Urmărim în acest timp, Radu, imagini din ultimul interviu cel acordat Andrei Sava. Mai ales că am primit această veste din partea familiei și mărturisesc că sunt personal extrem de afectat pentru că seria de emisiuni pe care le-am făcut cu Dinu C. Giurescu începând cu anul 2010 a avut un impact extraordinar în societatea românească și m-am bucurat să putem să redescoperim un om de o valoare excepțională, profesională, un patriot curat, un patriot adevărat. Lecțiile de istorie pe care Dinu C. Giurescu ni le-a predat la Antena 3 și pe care le-a predat milioanelor de români au rămas niște documente televizate din care noi avem foarte multe lucruri de învățat. Mărturisesc că m-a lovit în moalele capului această veste. Telefonul primit de la familie m-a făcut să tresar, mai ales că acum o săptămână am vorbit cu Dinu C. Giurescu la telefon, știind că e foarte slăbit și am încercat să îl sun, să-l îmbărbătez, să-l motivez un pic. E foarte greu să faci asta, Radu, și îmi dau seama și ție cât ți este de greu. Avem niște ani de experiență în spate, dar era... Mi-e foarte greu să vorbesc la timpul trecut. Era atât de aproape de sufletul nostru și de mintea noastră și de felul în care învățăm câte ceva în fiecare zi, gândindu-ne la Dumnezeu să-l odihnească Dinu C. Giurescu, academicianul Dinu C. Giurescu. Adrian Ursu este de asemenea în legătură directă cu noi. E din familie, Adi. E foarte greu momentul. Da, e un moment pe care tot timpul te rogi să nu îl prinzi, să nu trăiești. E momentul acela al despărțirii de un om care este, fără îndoială, probabil simbolul patriotismului. Cred că nu există în clipa de față altă definiție a patriotismului decât cea pe care o întruchipează gândurile, simțirile și rostirile profesorului Dinu C. Giurescu, românului Dinu C. Giurescu. Să nu uităm, vine dintr-o familie cu trei generații de istorici uriași, cu trei generații care nu numai că au scris și au și trăit istoria și fără îndoială că povestea acestei familii pe care profesorul Dinu C. Giurescu a dus-o, iată, până astăzi și o va duce multă vreme de aici încolo, se împletește cu istoria României. Au prins momentele importante în mod activ în povestea, de pildă, acum ceva vreme, profesorul Dinu C. Giurescu, așa cum a stat de vorbă și cu Radu de atâtea ori, despre experiențele din timpul bombardamentelor din 44 din București, despre cartelele de îmbrăcăminte, chiar avea una acasă, o cartelă pe care se distribuiau în vremea de după război bunurile și alimentele, povestea despre groaza venirii bolșevicilor și mai mult decât atât, povestea despre cât de important este să păstrăm ceea ce avem valoros, spiritul național și din păcate, profesorul Dinu C. Giurescu a plecat cu marea suferință pe care și Radu și oricine l-a ascultat o știe. Și anume că ne bate în joc de istorie, ne bate în joc chiar și de carte de istorie. Faptul că istoria se studiază pe sărite și din ce în ce mai puțin profund era marea suferință a omului de catedră și a patriotului Dinu C. Giurescu. Poate că asta ar trebui să fie moștenirea și legământul nostru al celor care, uite, îi supraviețuim, deși ne va supraviețui în memorie multă vreme de aici încolo, fiecare vorbă a domniei sale. Să reușim să facem cartea de istorie așa cum și-o visa. Și eu am și o datorie suplimentară, profesor Dinu C. Giurescu este președintele
de onoare al Asociației Povestea și creată tocmai ca să facă istoria vie. Și cred că asta este ceea ce putem să-i oferim de aici încolo și poate cumva și o compensație pentru că nu i-am oferit suficient în timpul vieții. Recunoștința noastră pentru ceea ce a lăsat, haideți să-i redescoperim scrierile și ale domniei sale și ale tatălui și ale bunicului și mai ales învățămintele. O să reascultăm probabil fragmente exact. Din interviurile din pe ultimul, care le-a acordat fiecare aproape dintre noi de aici de la Antena 3, pentru că a iubit Antena 3 aproape la fel de mult cum o iubim și noi. Și a fost alături de publicul Antenei 3 și publicul, cred că în clipa de față, îi spune alături de noi rămas bun. Ne este foarte, foarte greu, repet, este exact ca atunci când un bunic care te-a învățat cum să tratezi prezentul, citind întotdeauna istoria, respectând-o și iubindu-ți țara, se duce și e greu pentru noi trei, dar este o obligație să vorbim în aceste momente, noi toți de la Antena 3, nu numai noi trei care suntem în direct. Și vreau să vedem un fragment din ultimul interviu, spuneam, acordat de academicianul Dinu Ce Giurescu, colegei noastre Andreea Sava, care este în regie în acest moment, un fragment din interviu. La ordonanța asta 13 am ajuns să nu să o visez, dar să mă tot întreb ce primești de ascunde această ordonanță 13, te văd pe stradă lume protestând. Și dacă i-aș întreba, aș da un extemporal cu ei, să-i întreb, domnule, ce cuprinde ordonanța 13, nu știu dacă știu despre ce e vorba. Am trăit multe, dar n-am văzut, cum să zic, lumea așa venind dintr-o dată buluc. L-am criticat pe Traian Băsescu, dar dintr-o dată ne-am ales cu un alt președinte jucător, care a inventat un lucru foarte dibaci. În loc de luptă de clasă, e penalul. Ne-a dat și penal. Eu sunt penal. Al treilea e penal. Asupra tuturor, zace așa, gata să cadă, acuzația de penal. Da.